Bună ziua! Astăzi vreau să pregătesc niște biluțe din cașcaval. Eu am ras deja aici niște cașcaval. Am de câteva feluri, dar puneți oricare fi. Am pus din sparchiedan și... și altfel, nu știu cum se numește. Dar orice cașcaval la 50 de... procente grăsime este bun, da? O să-l adaug aici. Așa. Tot aici am să pun sare. Dacă este cașcavalul sărat, nu puneți. Eu am să pun doar un piculeț pentru gust. O să pun un ou. Trebuie să primească un pic tare. Tot aici am să pun un pic de bicarbonat. Praf de copt, mă scuzați. Mestecăm. Eu am să fac o porție, de aici cred că o să-mi iasă în jur la 10. Trebuie să mesticați bine, 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 bine. Aici adăugăm făină, făină cât cuprinde. Eu am pregătit 200 de grame, dar văd pe parcurs de cât am nevoie. Biluțele trebuie să fie tari. Nu trebuie să fie noi. O să le facem cât mai mici. Pentru că le puneți pe platou, la masa de aperitiv, da? Bucurați oaspeții cu un aperitiv gustos și apetisant. Eu o să mestec una. Dar după cum văd, mai avem nevoie de făină. Așa și o să margă 200. Eu am făcut așa, luat, uitați-o că se vede cașcavalul prin el. Am zis, trebuie să fie un pic mai tare, că dacă este moale, se desface biluța, da? Și luați. Luați așa... nu prea mare, cu mari la aperitiv nu se vede estetic, da, frumos, așa ele când sunt mai mici, sunt drăguțe, da, și faceți așa biluțe micuți de astea. Eu am să fac tot... asta și le punem la prăjit, punem în ulei. Nu se lipesc, este un ouat perfect. Vedeți? Așa, și faceți... eu am făcut atâtea pentru că... nu vreau să fie doar biluțe, vreau să fie mai fie ceva. Să fugă ochii după de toate, da? Pe platou. Deja le-am făcut.
Am pus ulei la încins, îl aștept să încing. Am pus în așa chestie, vreau să încerc să văd cum s-a primit, dar eu cred că e ok. Deja s-a încins. Are subțire la vasul ăsta și mi se pare că o să primească ok. Aștept să se încingă mai tare. Și punem câte una, da? Așa. Lăsăm atât și îl lăsăm până se ruminesc, da? Uitați, așa arată. Ele încep să se ruminească. Eu o să le lăs mai ruminite. Au miros de cașcaval. Vedeți? Acum și le scoatem. Adică o să le scoatem acum. Vedeți, să punem așa. Se vede puțin cașcavalul, dar nu este problemă. Vedeți? Biluțele noastre. Ele când se răcesc, se fac frumșele, da? Și mai punem. Da, uitați cum arată. Sunt frumoase, delicioase. Bune, foarte bune. Acestea sunt biluțele noastre din cașcaval. Sunt foarte, foarte bune. Le-am gustat. Pentru aperitiv o să fie excelente. Vă doresc poftă bună și vizionare plăcută în continuare.